Pentru clasa 8-a vreau să spun câteva cuvinte, dar o să le asculte și sunt sigur că interesează și pe ceilalți elevi din clasele 5-7. Ei au terminat 8 clase, dar încă nu cu totul, să spunem. Îi așteaptă un examen deosebit de dificil, examen de capacitate care contează 3 pătrimi la admiterea în licee și școli profesionale. Ei deja știu cum se calculează media de admitere, cum se face această admitere anul acesta pe calculator. Deci important este ca rezultatele obținute la examenul de capacitate să fie foarte bune. Pentru că sunt rezultatele acestea contează foarte mult la media de admitere. Mai au o săptămână de zile pentru a se pregăti, pentru a definitiva, să spunem, pregătirea pentru acest examen. Ca să nu uit la final acest lucru, domnul profesor de română, matematică și istorie, geografie, organizează săptămâna viitoare, după un program ce veți afla astăzi, pregătire în continuare pentru acest examen. Programul veți auzi după această manifestare. În acești 8 ani de zile am petrecut împreună noi, cadre didactice, voi elevi de clasa 8-a, și bune și mai puțin bune, dar la momente de despărțire festivă trebuie să ne aducem aminte mai ales de momentele bune ale activității noastre. Și acestea au predominat în activitatea noastră. Sunteți o generație de elevi care sperăm să ne facă cinste în continuare la locurile în care veți merge, la liceele care veți urma sau școli profesionale. Cei care veți rămâne în comună veți urma viața dumneavoastră înainte. Vă urez succes în drumul pe care l-ați ales, fie la liceu, fie că veți rămâne în comună, mai departe, și să ne faceți cinste nouă profesorilor școlii și părinților voștri. Eu nu mai lungesc mult cuvântul, nici nu mă pricep la vorbe, fiind de matematică, mai mult cu cifrele. De aceea, în continuare, aș ruga părintele să adreseze câteva cuvinte cu această ocazie. Domnule director, doamnelor, domnilor, dragi elevi, dragi absolvenți, să știe că eu vorbesc cam tot anul, așa că dacă vorbesc și la sfârșit de an, se pare că nu e nicio problemă, dar sper să fie de bun augur. Fiecare când dăm firele vieții înapoi, ne vedem elevi ca voi, absolvenți, cu un avânt, un elan deosebit, cu o bucurie în sufletul nostru, sau de multe ori cu un regret, așa mai departe. Desigur că cei care sunteți acum în clasa 8-a, la ei mă refer mai mult, e o bucurie mare. Cred că aveți în suflet un elan, dar și un semn de întrebare mare. Ce veți face mâine? Cum vă veți realiza? Să țineți minte, este un lucru deosebit de mare. Trebuie întâi să vorbiți cu voi înșivă. Să vă automodelați de voi. Să vă autodeterminați. Să știți să faceți ceva. Cei care vă veți lua inima în dinți, veți merge, veți realiza studii medii. Alții, sigur că nu vă veți mulțumi cu atât. Veți merge mai departe. Mă refer atât la cei care vor dori să rămână aici, pe acest plai neolitic, vicovul de jos, sau cei care vor merge mai departe la licee, sau cei care vor merge mai departe să studieze în diferite domenii, toți doresc și ei și părinții să se realizeze. Nu este o auto-împăcare, ci este mai degrabă ar trebui să fie o autodepășire, că fiecare vrea să facă mai mult. Și aici tocmai este un fel de plus cu minus, că mă bag într-o zonă necunoscută, dar sper să fiu scuzat. Numai atunci se încălzește sufletul părinților când există această
acest foc. Că fiecare trebuie să ardem pentru ca să luminăm pe cei din jur. Să știe. În felul nostru, viața este o luptă. O jertfă, în felul ei. Dar este mare lucru, mă refer tot la cei de-a opta, să gândiți bine și să vă formați viitorul, să gândiți stăpâni pe voi. Și cei care vor rămâne să fie gospodari, să știți că este o mare calitate. Că de multe ori, în fața unui gospodar bun, a unui om de mare omenie, îți scoți pălăria, pentru că el, în felul lui, știe mai mult decât tine. Și cei care vor merge să facă anumite meserii, și cei care vor trece pragurile universitare. Pentru că anii trec, vedeți, parcă ieri ați intrat în clasa întâia, iată că astăzi, tot cu, numai nu mai veniți cu părinții de mânuță, ci probabil că mergeți, îndată veți mergeți cu colegii voștri de mână. Oricum, eu aș dori, deci în primul rând, să simțiți acest lucru adânc în sufletul vostru, am spus să vă auto-educați, pentru că vedeți ce este în lumea aceasta. Este greu ca să... trebuie să-i accepți pe toți, dar să faci ceea ce este bine. Și aici m-aș referi la voi care sunteți absolvenți, pentru că nu mai sunteți acum sub supravegherea părinților, ci profesorii sunt cu 5 ore cu voi, iar restul sunteți singuri. Alegeți binele. Alegeți frumosul. Alegeți tot ceea ce este plăcut și ziditor. Pentru că multe lucruri, vedeți că ne destramă. Ne distrug. Poate nu este interesul, nu ne iubim mai mult decât noi pe noi înșine. Noi ținem la noi ca să ne facem un viitor cum trebuie, ca să facem mulțumire și credească părinților și, bineînțeles, să fim noi satisfăcuți în viață că am realizat ceva. Prin luptă. Că oricât de dotat ai fi, totuși trebuie cel puțin 50% transpirați. De aceea, dragi absolvenți, vă doresc să aveți în primul rând dorința și voința de bine, de a propăși, de a realiza ceva. Și să aveți, după aceea, bucuria de a vedea în tot lucru frumosul, partea frumoasă. Eu vă doresc să vă bucurați de fiecare răsărit de soare, de fiecare dimineață cu soare, de fiecare primăvară, și aici este inclus să vă bucurați de tinerețea voastră, că sunteți tineri, și sigur că de acum înainte tinerețea va fi cea mai frumoasă perioadă a liceului, cele mai, să zicem, cele mai frumoase amintiri, capetalele de floare, vă vor înconjura și le veți păstra o viață întreagă, pentru că noi așa le păstrăm. După aceea, anii studenției care veți merge mai departe, și nu cred că va fi cineva care să nu-și aducă aminte de aceste clipe ale liceului și ale studenției. Și chiar a claselor, a ciclului 2, a gimnaziului. O veți aduce aminte cu mare plăcere. Și sigur, cum spunea domnul director, e bine să culegem din viață ceea ce este frumos. Eu vă doresc să aveți un viitor frumos, să aveți succes la examenul de capacitate care vă așteaptă. Este un prag, nu este de glumit. După aceea să aveți succes și cei care mergeți mai departe la licee, și în viață să aveți succes chiar cei care veți aborda pragurile universitare și să vă ocrotească Dumnezeu unde veți fi, să faceți cinste părinților voștri, să faceți cinste profesorilor voștri, iată cei care terminați acum, care v-au fost diriginți domnul Iosif, doamna Țugui și domnul director, iată, o triadă puternică, așa că deci să le faceți bucurie, ori de câte ori să vă aduceți aminte de ei, să știți că nu este greu, odată de Crăciun sau de Paști, să trimiți o felicitare celui care ți-a fost diriginte. Este un lucru deosebit de mare. Aici vă veți aprecia pe voi și pe părinții voștri. Deci, fiți buni, fiți luptători, că viața vă așteaptă. Viața este dură în felul ei. Trebuie să știm să ne luptăm, să avem criterii de luptă sănătoase, pentru ca să ne simțim fericiți în viață. Dumnezeu să vă ajute, vă doresc o tinerețe lungă, frumoasă
și o viață plină de realizări. Succes! Mulțumim părintelui și aș invita acum elevii dacă au ceva de spus. Sau reprezentanții elevilor. Haideți! Domnule director, doamnelor și domnilor profesori, doamnă și domnilor diriginți, stimați colegi, permiteți-mă în primul rând să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a ne onora cu prezența dumneavoastră la această festivitate de încheiere a cursurilor gimnaziale. Considerăm prezența dumneavoastră în mijlocul nostru ca o recunoaștere a faptului că cei 10 ani petrecuți în această școală pot fi considerați ca o poveste frumoasă atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră și ca orice poveste frumoasă aceasta trebuie să aibă un sfârșit. Dar poveștile au început. A fost odată. Da, au fost odată niște copii mici, burdalnici și frumoși, care de mână cu părinții făceau primii pași în minunata lumea cunoașterii. Și că în orice poveste, o zână bună ne-a zâmbit din ușa grădiniței și pentru 2 ani de zile, universul zâcăriilor și al cărților de povești ni l-a dăruit nouă și numai nouă. Vechind zi de zi, ca niciun zmeu rău să nu ne răspească zâmbetul din ochi de copil. Anii au trecut, micii feți frumoși au crescut, iar când tolba cu povești s-a golit, zâna bună le-a spus că există o carte fermecată numită Abecedar, care îi va ajuta să citească poveștile cu care altădată bunicii își adormeau nepoții. Și așa am bătut la porțile școlii, unde după clinchetul clopoțelului a apărut ea, doamna învățătoare. Figură blajină și luminoasă care ne-a luat în clasă și unde pe fiecare bancă am zărit pentru prima dată cartea fermecată. Zi de zi, de atunci această carte mi s-a deschis sub mâna măiastră a învățătoarei până când literele și cifrele nu au mai avut niciun secret pentru noi, astfel că după un an o clasă de copii au încăput într-un abecedar. Făcusem deja serbarea abecedarului. Scrisul și cititul ne-au ajutat să înțelegem că trăim într-o lume frumoasă și misterioasă care așteaptă să fie cunoscută de noi toți. Când după 4 ani am vrut să cunoaștem mai bine această lume, învățați, cărora frații noștri mai mari le spuneau domnii profesori, ne-au dezvăluit tainele lumii. Așa am aflat că trăim într-o țară frumoasă și bogată. Suntem partea unui popor măreț. Vorbim și scriem în limba marelui Eminescu că un Enescu, Brâncuș sau Iorga ne-au adus faima în lume. Tot acum am aflat că viața începe dintr-o celulă, că atomul stă în centrul universului, iar universul poate fi găsit într-un calculator. În acești ani, un suflet mare ne-a fost alături. Vă mulțumim, doamnă dirigintă, o iubire mare, mare cât inima noastră să vă dească mereu. Dar cum orice poveste se sfârșește repede și povestea noastră a ajuns la sfârșit. Un singur examen ne desparte de sfârșit, plecând fiecare pe drumul lui, pe acel drum pe care viața ne-l va părăzi. Acești ani vor rămâne în urmă, noi probleme, noi căutări, poate și noi satisfacții și împliniri ne vor aștepta. Ascultându-mă, mulți v-ați pus întrebarea, oare este vorba despre copii? Unde sunt ușile trântite, gălăgia de pe colul, picotele de la ore, caietele mai puțin sau mai mult? De-a ne cerem iertare, dar că întotdeauna găsim și acum o scuză. Credeți că ei cu cuieți sunt numai în povești? Aici se sfârșește și povestea noastră, o poveste scrisă împreună, oră de oră, zi de zi, an de an. Sperăm ca în anii petrecuți în școală să nu fie doar o amintire plăcută, ci și o cheie cu care pot fi deschise orice uși. Astfel, ușile vieții pot rămâne mereu deschise.
Și dacă cineva din noi vă va cere vreodată ajutorul, vă rugăm să nu ne refuzați. Tuturor celor care cu o extraordinară șansă am avut norocul să vă avem părtași, vă mulțumim. De acum fiecare din noi vom scrie separat câte o poveste, dumneavoastră la fel, așa că ne permitem să vă rugăm ca să aveți bunăvoința de a ne reîntâlni în 2011-2021 și tot așa pentru a ne spune fiecare ce și cum a făcut. Vă mulțumesc pentru tot în numele promoției 2001. Toate frumoase cuvinte și urmează un alt reprezentant sau reprezentante al altei clase. Stimați educatori, dragi invitați, acum mai bine de 10 ani, părinții ne-au adus de mână la grădiniță și ne-au încredințat unei doamne care ne spunea povești. Curând însă, am crescut așa de mult că n-am mai încăput nici la grupa mare. Atunci doamna noastră dragă ne-a condus într-o zi de septembrie până la poarta școlii și am intrat sub un arc de flori vii în clasa 1. Când ne jucam și noi mai frumos cu învățătorul de adunarea și scăderea, a sunat odată clopoțelul și în clasa a intrat o persoană necunoscută care s-a recomandat ca dirigintele nostru. Trecuseră 4 ani. Alți 4 ani la rând, oră de oră, au venit pentru noi doamne și domn profesori la cu fel de fel de învățături noi, de care nu mai auzisem înainte. Ne-au plimbat prin cabinete și laboratoare, ne-au pus să alergăm în formație, să cântăm pe note, să vorbim în limbi străine, să descoperim frumuseți în natură și adevăruri în știință, să citim în trecut și în viitor, dar mai ales să prețuim cartea, credința, cinstea și omenia și să avem încredere în noi. Vine o zi când toate acestea devin amintiri. Aceasta e ziua de astăzi. E ziua când clopoțelul sună ceasul absolvirii, iar bucuria împlinirii se îngemânează cu tristețea despărțirii. Pentru că orice ce sfârșit este și un nou început. Nu ne mai așteaptă un examen care sperăm să ne deschidă porțile altor școli. Pentru mulți dintre noi va suna curând alt clopoțel, dar și acela ne va aminti mereu emoția și bucuria clipelor minunate petrecute cu colegii, educatorii, învățătorii și profesorii din satul natal. Vă mulțumim din suflet și vă dorim multă sănătate și să învățați pe cei ce vin din urmă ceea ce ne-ați învățat pe noi. Noi vă mulțumim pentru frumoase cuvinte adresate. Urmează clasa 8-a C. Stimate domnule director și diriginte, stimate domn profesor, stimați domn profesor și dragi elevi, acum când clopoțelul sună pentru ultima dată, la unisan cu inimile noastre, pline de emoția despărțirii, dar și de curiozitatea și nerăbdarea pentru ceea ce va urma, pentru noua etapă de viață în care vom păși plin de speranță. Acum, descâzind al 8-lea trandafir din cei ce vor alcătui buchetul anilor noștri de învățătură, ne luăm rămas bun de la școala în care ne-am petrecut atâtea ore, pline de emoție, bucurie, dar și supărare sau rușine uneori. La fel ne luăm rămas bun de la oamenii minunați care au fost profesorii noștri. Ne cerem iertare pentru micile sau marele supărări pe care le-am provocat cu sau fără voie. Ne pare rău că poate n-am știut să prețuim îndeajuns izvorul de cunoștințe pe care ni l-au pus la dispoziție și pentru care le mulțumim din inimă. Mulțumim în primul rând domnului diriginte care ne-a învățat să ne comportăm civilizat, să prețuim ceea ce este al nostru, să fim uniți și că profesorii sunt oameni care când vin în clasă pun mult suflet și dragoste în ceea ce fac. Dumneavoastră, domnule diriginte, ați fost ca un părinte care ne-ați îndrumat spre ceea ce este mai bine pentru noi. Cu toate că uneori v-am supărat, dumneavoastră ne-ați iertat și pentru aceasta vă mulțumim și nu o să vă uităm niciodată. Mulțumim și doamnelor și domnilor profesori. Doamne profesoare de limba română, care ne povestea despre Eminescu, domnului profesor de matematică, care ne ducea cu gândul la Grecia antică, prin teorema lui Pitagora.
domnului profesor de geografie, care ne-a ajutat să ne imaginăm că putem zbura peste oceane, mări și continente. Profesorul de istorie ne-a ajutat să ne plasăm în timp și spațiu. Doamnelor profesoare de fizică, chimie și biologie, care ne ajutau să fim în orile dumnealor, fizicieni, medici și chimiști. Mulțumim tuturor profesorilor și, în ultimul rând, doamnei învățătoare, care ne-a fost ca o a doua mamă. Le mulțumim din suflet și nu o să uităm niciodată. Vă urăm sănătate, putere de muncă și multe generații de elevi, la fel ca noi sau mai buni. Iar vouă, dragi colegi, vă urăm succes la examenul de capacitate și tot ce vă doriți. Vă mulțumesc! Mulțumim și felicitate 8-a-C pentru orele făcute. Urmează numânarea premiilor în ordinea a 8-a-C, a 8-a-B, a 8-a-A. Deci, vă voi prezenta rezultatele la sfârșitul anului școlar, deci în luna iunie, la clasa 8-a-C. La începutul anului școlar au fost înscriși în această clasă 21 de elevi. Au promovat 19. 2 elevi fiind corigenți. Și apropo de corigență, ca să nu uit, sesiunea de corigență pentru clasele a 8-a este în perioada 11-13 iunie, ca să-i dăm posibilitatea și lor să participe la examen de capacitate. Deci începând de luni. Deci din 21 de elevi, 19 au promovat clasa, cu rezultate, spun eu, bune și foarte bune. Din cei 19 au promovat, am acordat un număr de 5 mențiuni și 7 premii. Deci mențiuni la elevii care au obținut medii generale de peste 8, deci între 8 și 9, deci media 8, 8 și ceva, și premii de la 9 în sus. Voi începe așa ca la sport cu mențiunile, deci de la sfârșit. Mențiunile obținute elevii, Kindriș Vasile, Sugui Margareta, deci medie generală peste 8. Nu le mai citesc, tabelele o să se vadă. Veniți în partea aceasta. Margareta, mulțumesc. Sugui Cristina Teodora. Este? Cădei Nicolae? Noemi, unde este? Da, el e cu pregătirea tarmalelor, da? Acestea au fost mențiunile. Urmează premiile. Avem 3 premii, 3. Deci am grupat pe medie, deci medie apropiate. Mutescu Maria, premiul 3. O știți? Așa. Deci dă succes la examen capacitate. Mai departe. Dragă Oana? Nu e așa. Da. Vârstatea Oana? Două premii, 2. Bodnărescu Elena. Și Coroma Angela. Da, am uitat o mențiune, Puha Ionuț. Era sub premia acolo ascunsă. Și două premii, 1. Braben Laura Lucica și Calcea Luca. Medii apropiate, 9,97, 9,95. Da, invers.
Domn Gheorghiță, mai vreau succes? Da. Urez succes tuturor elevilor clasa 8-a, în special celor ce au fost a mei 4 ani zile, și să nu mă facă de rușine. Da. Hai, Oana. Mai aveți o cuvântare? Da. Și acum vrem să-i mulțumim domnului Gerginte în special. Vă mulțumim, domnule Gerginte, că ați reușit să ne cunoașteți pe fiecare în parte și să formați din clasa noastră un colectiv unit. Dumneavoastră vă datorăm sedea de cunoaștere, de a ne cultiva simțul artistic, comportarea civilizată. Ne-ați format cu multă dragoste și pricepere și sperăm că și generațiile următoare pe care le veți îndruma să se bucure de harul dumneavoastră și de aceeași dragoste pe care o aveți față de ele. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Cu succes! Invităm a 8-a B. Da, mulțumesc. Da. Deci, stimați elevi, educatori, v-ați invitat. Deci, eu sunt acea persoană necunoscută despre care eleva Andreea Fusa spunea mai devreme că a intrat la un moment dat în clasă când copiii abia terminaseră de se juca de adunarea și scăderea cu domnul învățător și s-a recomandat ca dirigintele clasei a 5-a, acum 4 ani. Iată că ani au trecut, am crescut împreună, mi-a făcut plăcere, sinceră plăcere, să ascult cuvântul elevilor, acelor trei reprezentanți ai claselor a 8-a, A, B și C. De data aceasta le-am ascultat cu emoții și fără gând de a pune note. Dacă ar fi fost să punem note, era sigur nota maximă. Ce ar mai fi de adăugat la cele spuse de elevii noștri? Cuvintele sincere pe care le-am ascultat din partea lor, dar și din partea părintelui și a domnului director, spun totul, nu-mi rămâne să adaug decât mult noroc, mult succes absolvenților de astăzi, pentru că au nevoie, dar au și puterea să treacă peste încercările pentru a-și face un drum în viață. Mă opresc aici cu discursul, fiindcă noi profesorii am tot vorbit în acești 4 ani, cerându-l elevilor să o facă, dar trebuie să arăt că din cei 23 de elevi cu care am pornit la drum, spre satisfacția noastră, toți au promovat. Sigur că aproape jumătate dintre ei au rezultate meritorii și de aceea îi invit întâi pe cei cu mențiuni, îi nominalizez astfel Bahnean Ovidiu, îi rog să vină împreună, Tudos Ionel, se apropie, Cristian Dumitru Adrian, Breavă Elena Maria, Cârdea Adelina Daniela, Carcea Vasile Dănuț, și Carcea George. Toți acești elevi primesc mențiuni, dar ordinea mențiunilor
după rezultatele obținute, este inversă decât cum am citit-o. Am luat-o de la coadă la cap. Acum o să le înmânăm de la cap la coadă. Întâi pentru Carcea George, care a obținut o medie frumoasă, îl felicit. Îi doresc mult succes mai departe. Bună calculatoare! Așa, domnul director, bine adaugă. Carcea Vasilii Dănuț, la fel. De Adelina Daniela, care dorim să o vedem în echipa olimpică de canotaj cât mai curând, după opțiunea pe care și-a exprimat-o. O să-i înmânez eu personal. Bravo, Elena Maria, care mai să nu mai recunosc în noua ei înfățișare. Mult succes! Cristian Dumitru Adrian, mult noroc! Udos Ionel, un băiat serios și care merită să reușească mai departe, și Bahnean Ovidiu, care nu este, dar pe căruia vreau să-i mulțumesc în mod expres tot pentru faptul că a scris mult pe calculator pentru școală și pentru sală, pentru revista școală. Urmează în ordinea inversă premiul 3, Muntean Iliuță Costel, Ghețov Valentin Adrian, deci, mulțumesc, deci, și iarăși spun, Ghețov Valentin Adrian, cu o medie apropiată de premiul al doilea, nu trebuie să fie necăjit, pentru că așa e jocul cifrelor. Eu îl prețuiesc în mod deosebit, pentru că tot timpul a fost un elev serios și să știe toată lumea lucrul ăsta și satul întreg și dorim mult noroc acolo unde va merge. La fel, de frumoase cuvinte am și pentru Iliuță. Ei, de fapt, sunt prieteni și au stat într-o bancă și merită din partea noastră toată încrederea și avem speranța că vor reuși. Mă încurc toate astea. Pentru premiul 2 nominalizăm tot în ordine inversă Mihalescu Angelica Maria și Bicovan Ramona. Diferența în procente este foarte mică. Bicovan Ramona, felicitări. Mihalescu Angelica, felicitări. Ce cuvintele frumoase sunt valabile și pentru tine. Desigur că cu o medie apropiată de media 10 este pusă Andreea, care obține de aceea premiul 3, pentru că s-a detașat, chiar dacă era nu foarte mare diferență, dar totuși, cu 700 timp de celelalte medii, și pe care dorim să o vedem cât mai curând, eventual în locul nostru, dacă va dori, să predea limba română sau matematica, pentru că porțile sunt deschise pentru tot ce îi poftește inima. Are deci aceste aptitudini și înclinat. Andreea, succes, mulțumesc pentru tot și la revedere, pe curând! Deci, iată că se apropie din nou de mine, cele două eleve, care adineauri le-am dat premii și ei vor să mă recompenseze în felul acesta. Da, mica atenție este destul de substanțială. Văd că mulțumesc tare mult și încă o dată tot ce vă doriți. Succes! Da, mulțumim, domnule Soiosif. O invităm pe doamna profesoară dirigintă Sugui. Gândesc
gândindu-mă la faptul că emoția momentului își va pune amprenta și că am alături de mine la această sărbătoare două personalități ale școlii și că nici statura nu-mi conferă prea mult avantaj, am considerat că este bine să aștept pe hârtie o parte din noianul de gânduri și sentimente care mă încearcă, așa că vă cer permisiunea să le citesc. Onorați colegi, stimați părinți, dragi copii, mă aflu pentru prima dată în această postură, cea de diriginte a unei clase terminale și, sinceră să fiu, nu credeam că un astfel de moment poartă o așa mare încărcătură emoțională, iar despărțirea poate fi așa de grea. Grea pentru că cei 4 ani au însemnat ani de viață petrecuți împreună, ani cu bucurii și necazuri, împliniri și eșecuri, soare și furtună, timp în care ceva din ființa mea am încercat să sădesc în fiecare din acești copii. Și cred că fiecare din ei mi-a transmis din iubirea, îndărătnicia și candoarea de copii. Și chiar, cu riscul de a supăra micile domnișoare și micii domnișori, rămân la părerea că sunt pentru noi niște copii, ca și atunci când în clasa a 5-a au început să-mi spună doamna dirigintă. Din acel moment, o metamorfoză plăcută s-a petrecut și în sufletul dirigintelui. Dintr-o mare de ochi mici și lucioși, pe care cu greu îi puteam diferenția, s-au conturat nume și caractere și din aceste nume transformarea a continuat și a apărut sintagma copiii mei. Pentru că, fără să poată fi sesizat, s-a născut o comuniune sufletească în care bucuriile lor au devenit și bucuriile noastre, ale dascălilor, problemele lor au fost și ale noastre. Am încercat în toți acești ani să găsim portița către sufletul fiecăruia, să-i înțelegem personalitatea, să-l facem să creadă că tot ceea ce face în școală este doar în interesul lor. Condiția esențială este ca oriunde veți fi, să nu uitați că ceea ce ați învățat aici, în școală, să faceți cinste părinților, profesorilor și nu în ultimul rând, locurilor natale. Să faceți o mândrie din a spune tuturor locul unde v-ați făcut primii ani de școală. Și atunci, când veștile bune ne vor veni, mulțumirea sufletească va fi pe măsură. Vom ști că munca noastră nu a fost în zadar. Căci, oriunde vă veți afla, veți continua, chiar și când o să ajungeți oameni mari, să rămâneți copiii noștri. Și nicio răsplată nu va fi mai mare când peste ani un zâmbet și un salut din inimă ne va marca reîntâlnirea. Căci, până la urmă, orice despărțire este făcută pentru o nouă revedere. Vă mulțumesc! Efectivul clasei 8A, 20 înscriși, 20 promovați, s-au evidențiat următorii elevi. Avem o singură mențiune, deci cu media între 8 și 9, și anume Breabând Maria. Premiul al treilea, dacă toți sunt surori gemene, să meargă mai departe, și anume Timu Maria și Timu Elena. Premiul al doilea, un băiat și o fată, și anume Mutescu Rodica și Puha Daniel. Iar premiul întâi sunt două fete, și anume Cornel Iliana și Puha Daniel. Vă mulțumesc și toate cele bune în continuare!
Doamna dirigintă, stați cum mai aveți. Am terminat, deci, cu mânaia premiilor, a mențiunilor. Aș ruga acum elevii care au pregătite floile să meargă la domnul profesor. Cu aceasta, mulțumim elevilor care au fost atenți și disciplinați, mulțumim domnilor și doamnelor profesori și invităm în continuare la ceea ce urmează, știți ce urmează. Elevii vom pregăti împreună sala de acolo, deci stați pe aproape de mine, iar domnii profesori și doamnelor profesori sunt invitați în laboratorul de biologie. Vă rog frumos să nu plecați acasă. Acum. Peste câteva minute, până se aranjează. Lăsați-mă în noaptea asta, să mă gândesc la ea, dar să nu mă mire, și nu mai pot uita. Lăsați-mă în noaptea asta, nu mă întrebați de ea, poate și de ea vreodată, dar vreți la cineva. Lăsați-mă în noaptea asta, I'm not afraid.
Și lumea